Dimitrie Cantemir, 1673-1723. Domn erudit al Moldovei, membru titular al Academiei din Berlin în 1714, devenind astfel primul academician român pentru secțiunea științelor orientale, fiind ales la propunerea filozofului german Leibniz, care îl considera filozof între regi și rege între filozofi, a fost un cărturar polivalent, unul dintre ilustrii exponenți ai culturii și gândirii științifice occidentale și orientale de la intersecția secolelor 17-18. Avea cunoștințe profunde în diverse domenii: istorice, arheologice, genealogice, numismatică, heraldică, cartografie, sociologie, administrație, știință, politică, arhitectură, medicină, geografie, etnografie, matematică și muzică. Opera științifică și artistică a lui Dimitrie Cantemir a fost recunoscută de personalități de valoare internațională, printre care amintim de Voltaire, Lordul Byron și Victor Hugo. În timpul vieții lui Dimitrie Cantemir au fost editate doar 3 lucrări. La numai 25 de ani, el și-a publicat prima carte, Divanul, în 1698, apoi Panegiric, 1714, și în ajunul morții, pe cea din urmă, Sistemul sau Întocmirea religiei mahomedane, în 1722. George Călinescu îl descria drept un erudit de faimă europeană, voievod moldovean, academician berlinez, prinț moscovit, un Lorenzo de Medici al nostru. Fiul al domnului Constantin Cantemir, Dimitrie, s-a născut pe 26 octombrie 1673. Nașul său este domnul de atunci al Moldovei, Dumitrașcu Cantacuzino, pe care adesea îl găsim numit Dumitrașco, sau Țarigradeanul. A învățat mai întâi în Moldova cu un călugăr cretan. Viitorul domn e trimis drept chezășie la Constantinopol, 1688-1691. Practic, și-a început diplomația de la doar 15 ani. După moartea lui Constantin Cantemir, nemai fiind necesară captivitatea pe malurile Bosforului, se duce la Iași și, spre surpriza lui, e ales domn de slujitori și de boieri. La 13 martie 1693, cu 2 săptămâni înainte de moartea lui Constantin Cantemir, Dimitrie a fost ales domn al Moldovei, după spusele cercetătorilor, după alții imediat după moartea tatălui, pe 19 martie, și a domnit aproape 3 săptămâni. Nu este recunoscut de poarta otomană și este adus la Stambul. În 1699 vine pentru scurtă vreme în Moldova și se căsătorește cu Casandra, fiica lui Șerban Cantacuzino, domnitor muntean. Datorită conflictului cu Constantin Brâncoveanu, este aruncat în închisoare în 1704, de unde iese fiind răscumpărat cu bani. Relația cu Antioch, fratele său, nu este una bună. În 1710 este numit domn al Moldovei. Nu este loial turcilor și semnează convenția de la Luțca cu Petru cel Mare, unde urmărea ereditarea tronului, devenind protejat al acestuia. Țarul vine în Moldova în iunie, se simte foarte bine în prezența lui Cantemir, pe care adesea îl pupa părintește pe frunte și în preajma căruia nu avea gardă, simțindu-se foarte bine protejat. După bătălia de la Stănilești 1711, pierdută de alianță în fața turcilor, Dimitrie Cantemir scapă ascuns fiind în trăsura împărătesei, după unii sub fusta acesteia, dar nu am găsit informații care să acrediteze acest lucru în totalitate. Dimitrie Cantemir se ascunde deghizându-se. Și-a tăiat barba și a îmbrăcat, în loc de straie moldovenești, haine germane. Își ia familia și câțiva oșteni, dar și oameni importanți din vistieria sa, printre care și pe Ion Neculce, Nicolae Costin, marele logofăt, fiul lui Miron Costin, ucis din porunca tatălui său. După înfrângerea suferită la Stănilești, Ecaterina cedează toate valorile sale în schimbul soțului Petru, turcii fiind mituiți cumva, să le dea drumul să plece celor înfrânți. În urma acestui gest nobil, Petru instituie Ordinul Ecaterinei în semn de recunoștință față de soție. După ce înfrânții au plecat în Rusia, turcii rămași în Moldova au prădat tot, au stricat și biserica domnească din Chișinău,
titorită de Vasile Lupu, descoperire recentă a cercetătorilor. A urmat regimul fanariot în țară, domnii greci și bogați din cartierul Fanar preluând tronul Moldovei. În 1719 se căsătorește cu frumoasa și tânăra de doar 18 ani, după unii cercetători de 17 ani, Anastasia Trubetskaya. Se căsătorise cu una din cneaghinele ruse, este cununat chiar de țar și adoptă stilul lor de viață. Începe să poarte perucă și jabou. Cantemir devine membru al senatului, adică ministru, deci sfetnic intim al țarului. În 1721, la intervenția țarului, își ia titlul de imperator. Duce o viață foarte bună aici, stropită mereu cu vin și petreceri, iar la petrecerea dată în urma păcii cu Suedia, el alege să se îmbrace în haine scumpe orientale. În 1722 pornește cu Petru cel Mare în expediția din Caucaz, împotriva Persiei, de unde vine cu numeroase materiale de cartografie, arheologie și geografie. Se îmbolnăvește, suferă de diabet și trebuie să se întoarcă. Secretarul particular al lui Dimitrie Cantemir, Ilinski, notează că stăpânul său a murit pe 21 august 1723 la Dimitrevka, bolnav de diabet zaharat, aceasta fiind afecțiunea de care suferea. Printre curiozitățile pe care le-am aflat despre Dimitrie Cantemir și familia sa sunt următoarele. Dinastia Cantemireștilor a fost întemeiată de Constantin Cantemir, Silișteanu, fiu de țăran și mai apoi domn al Moldovei, datorită numeroaselor merite militare. Cantemir era supranumele lui Constantin Cantemir, tatălui Dimitrie, cognomen, adică poreclă de sorginte turcică, de tip Câpceac și Ibero-Caucazian și semnifică sânge fier. A fost mercenar în armata poloneză, remarcându-se dintr-o familie de țărani simpli. Primele soții au decedat, nu se știe din ce cauze. Tatălui Dimitrie, Constantin, caută apropiere cu curtea de la Viena, unde vedea în Imperiul Habsburgic un protector în continuă creștere, chiar se spune că a făcut și un tratat în mare secret cu cei de la Viena. După ce a trăit la curtea poloneză, a trăit câțiva ani și la Paris, unde a văzut ce înseamnă cultura, fapt ce l-a determinat să aducă pentru copiii săi pe cei mai învățați dascăli. Constantin Cantemir, cel care numai iscălitura știa de a și-o face, după cum găsim scris la Ion Neculce, și suferea cumplit din acest motiv, a dat o educație aleasă copiilor săi, Antioch și Dimitrie. În 1691, din porunca lui Constantin Cantemir, frații Costin, Velicico, Hatmanul și Miron Cronicarul sunt acuzați de trădare și decapitați. La execuția lui Velicico a asistat și beizadeaua Dimitrie, întors în țară. Lui Constantin Cantemir se mai zicea Constantin cel Bătrân, cum îl găsim în anumite scrieri. Tatăl viitorului voievod s-a ridicat și datorită soțiilor sale, care erau din neamuri importante boierești și domnești. Prima a fost Anastasia, nepoata domnului țării românești, Grigorie Ghica. A doua a fost Ruxandra Gane, dintr-o altă familie boierească importantă din Moldova. A treia și ultima a fost Ana Bantăș, din vechea familie boierească, fiind nepoată a soției lui Duca Vodă. De altfel, Ana era o urmașă a ilustrului Ioan Tăutu, marele logofăt din sfatul domnesc al lui Ștefan cel Mare. Fiodor Angheli ne spune că străbunicul lui Antioch Cantemir era musulman și avea harem. Una dintre nevestele lui Arsanoglu Cantemir era creștină. Aceeași religie o împărtășește și Constantin Cantemir, viitorul domnitor al Moldovei. Dimitrie Cantemir, domn ereditar al Moldovei, s-a născut la 26 octombrie 1673 într-o familie de răzeși săraci în satul Silișteni, pe malul râului Elan, în ținutul Fălciu, azi în comuna Dimitrie Cantemir, din județul Vaslui, în partea de sud a orașului Huș. Mama sa era cea de-a treia soție a tatălui, pe nume Ana. Mama era dintr-o familie de boieri cu bibliotecă în casă. De la cea de-a treia soție a tatălui său a avut și o soră, pe lângă fratele Antioch. Ilustrul principe Dimitrie Cantemir a fost poliglot. Cunoștea turcă, persană, arabă, greacă, latină, italiană și slavonă.
a avut ca educator pe dascălul Ieremia Cacavelas, din Creta, un grec cu studii la Veneția, Oxford, Leipzig și Viena. Turcii știu mai multe despre Cantemir decât noi, asta și pentru că el a trăit o lungă perioadă în Imperiul Otoman și mai ales că este considerat fondatorul tiparului la tătari. Cât timp a stat la Constantinopol, era mereu așteptat de sultan și de sfetnicii lui în casele acestora, pentru că era foarte apreciat de lumea de acolo, unde s-a educat într-o intersecție culturală deosebită. Dimitrie Cantemir a lăsat o amprentă profundă în domeniul muzical. Pe baza alfabetului arab, a elaborat sistemul teoretic și repertoriul de semne grafice convenționale, note muzicale, ale muzicii clasice otomane. A salvat pentru posteritate 450 de melodii vechi turcești. A colecționat instrumente muzicale și sub numele de Cantemiroglu și a elaborat tratatul în limbă turcă, Cartea științei muzicale după felul literelor. Datorită lucrărilor sale, Dimitrie Cantemir a intrat în istoria muzicală a Turciei ca fondator al muzicii laice și cercetător al celei religioase sub numele de Cantemiroglu, fiul lui Cantemir, primind titlul de pașă cu trei tuiuri, ceilalți domni aveau două tuiuri, de la sultanul Ahmed al III-lea, cunoscut drept mare susținător al artelor. Culege diferite melodii și compoziții, precum și un număr de 20 de creații proprii. Dimitrie Cantemir a fost un compozitor, un muzician și un interpret strălucit. Cânta la tambur și nai, fiind un pedagog talentat. Ca și compozitor, Cantemir este mai puțin cunoscut în țara sa natală. Compozițiile sale muzicale au fost mai degrabă cunoscute în țări precum Turcia, Iran sau Azerbaijan. Sultanii doreau mereu să asculte muzica lui Cantemir cântată de el, în cercuri restrânse la petreceri private. Avea trecere peste tot și participa la activitățile sultanului. În istoria muzicală a Turciei, Dimitrie Cantemir este considerat fondator al muzicii laice. Mozart a folosit melodiile scrise de Cantemir în opera Răpirea din Serai, unde apar câteva melodii turcești. Unii oameni de știință susțin că printre acestea se numără și celebrul Marș turcesc, Rondo alla Turca, Marșul lui Bayezid, de exemplu, un timp îndelungat era interpretat ca imn național al turcilor. Christoph Gluck a folosit o melodie din culegerea lui Cantemir în opera Peregrinii din Mecca, a creat 341 de melodii turcești la curtea sultanului fără acompaniament, dar cu multă sensibilitate. A fost contemporan cu Bach. În Turcia a fost amenajat un muzeu care îi poartă numele la Istanbul, muzeul fiind amenajat chiar în casa în care a trăit. Cantemir a vorbit 11 limbi străine, fiind considerat cel din tâi mare poliglot. Dimitrie Cantemir a lăsat urme adânci în medicină, unde amintim de tratatul cu ierburi și de terapia medicamentoasă. Este înscris într-un top printre cei mai cunoscuți 1435 de cartografi din întreaga lume. Principele moldovean este autorul planului topografic al Constantinopolului, ante 1711, în care a inclus cu mare precizie un număr semnificativ de locuri memorabile și monumente din capitala Imperiului Otoman. De o deosebită valoare este harta Moldovei, anexă la Descriptio Moldaviei, care i-a adus o faimă mondială. Dimitrie Cantemir a avut 6 copii din prima căsătorie, pe Matei, Constantin, Maria, Antioch, Smaranda, Șerban și 3 din cea de-a doua căsătorie, 2 care s-au născut morți și pe Ecaterina Smaragda. Maria, născută în 1700-1757, fica lui Dimitrie Cantemir a fost una dintre cele mai culte femei din Imperiul Rus. Cunoștea mai multe limbi și se ocupa de pictură. Există o legendă, pe care au promovat-o scriitorii și cineaștii în operele lor, despre Maria Cantemir ca fiind amanta lui Petru cel Mare. Dimitrie știa de acest lucru și nu se împotrivea, așa crezând că la tronul Rusiei ar putea fi un semi-moldovean atât timp cât Petru cel Mare nu avea moștenitor pe linie bărbătească. Inclusiv, soția țarului știa, Ecaterina, care totuși a făcut tot ce a stat în putință ca Maria să nu-i dăruiască urmași soțului ei. Relația dintre prințesa Maria și țarul Petru cel Mare a continuat și după nașterea copilului mort. Relația dintre prințesa Maria și țar
a devenit în scurt timp de notorietate. A ajuns și la urechile țarinei Ecaterina, care își ura rivala și se temea de ea pentru că era preferata supușilor. Deși Dimitrie Cantemir a sperat că relația se va concretiza într-o căsătorie și țarul va renunța la Ecaterina în favoarea fiicei sale, acest lucru nu s-a întâmplat. Prințesa Maria nu s-a căsătorit niciodată. Istoricul Leonid Nicolaevici Maikov susține că relația amoroasă dintre Prințesa Maria și Petru cel Mare a început în iarna anului 1721-1722. Cei doi s-au îndrăgostit cu prilejul festivităților din iarna acelui an, dedicate încheierii păcii de la Nistand. În urma tratatului de la Luțca, numeroși boieri nu au fost de acord cu deciziile domnului Moldovei, lucru ce a dus la mici neînțelegeri și excomunicarea unora dintre ei, cu toate că Petru cel Mare le explicase înțelegerea și care era prevederea dintre ei. Tratatul de la Luțca, semnat în Polonia, astăzi Ucraina, cuprindea 17 articole. Tratatul este un model de prudență și abilitate diplomatică prin care Dimitrie Cantemir urmărea obținerea independenței și integrității teritoriale ale Moldovei. De asemenea, mai sunt cuprinse jurămintele lui Petru cel Mare și Dimitrie Cantemir. Cuvintele lui Platon, a sluji nu numai sie, dar și patriei, sunt deseori repetate de Dimitrie Cantemir, care s-a consacrat cauzei eliberării de aservirea suzerană a statului și modernizării acestuia, considerându-se demn și îndreptățit pentru instaurarea unei monarhii edificate pe principiile absolutismului luminat, adică a unui regim autoritar. A făcut prima tipografie mobilă cu caractere persane din Rusia, existentă astăzi la Oxford. Pentru Blaga, principele este inorogul alb al gândirii românești, făptură stranie și pură, de o genială claritate în previziuni. Simbolul sub care se găsește Cantemir în viziunea lui Blaga semnifică puterea spirituală. Deviza lui Cantemir este extrem de convingătoare. Sufletul, odihnă nu poate afla până nu găsește adevărul. Dimitrie Cantemir a prefigurat iluminismul și nu întâmplător școala ardeleană și îl va lua ca model și inspirație. În 1705 apare în limba română opera Istoria Ieroglifică, considerată primul roman din istoria literaturii române. Dimitrie Cantemir este considerat a fi întâiul spirit al nostru de dimensiuni cu adevărat europene, de o multilateralitate în adevăr uimitoare în activitatea lui științifică, literară, artistică și politică. Deoarece Antioh Cantemir a refuzat să-și răscumpere fratele, Dimitrie reușește să-și recapete libertatea cu ajutorul ambasadorului Franței la Istanbul, care dispunea de bani și plătește eliberarea acestuia. La 27 de ani se îndrăgostește de Cassandra Cantacuzino, fiica domnitorului Șerban Cantacuzino. Cassandra avea doar 17 ani, dar se îndrăgostește de asemenea nebunește de tânărul principe. În urma căsătoriei sale cu fiica fostului domn, Șerban Cantacuzino, găsim explicația pe propriul sigiliu a bourului Moldovei împreună cu Agvila Valahiei. În 1713, Dimitrie Cantemir suferă o pierdere grea. I se stinge din viață soția, Cassandra, o femeie deosebit de cultă și înțeleaptă. Câțiva ani mai târziu, Cantemir s-a recăsătorit cu prințesa Anastasia Trubețcoia. Copiii din prima căsătorie nu au acceptat-o pe mama lor vitregă. Fiind de aceeași vârstă cu Maria, aceștia o tachinau mereu pe ruda cea nouă, de dragul căreia tatăl lor își răsese barba. La data de 11 iulie 1714, Dimitrie Cantemir a devenit membru al Academiei de Știință din Berlin. La propunerea lui Leibniz, Academia l-a acceptat pe Dimitrie Cantemir în rândurile sale și a acordat diploma de membru semnată de vicepreședintele Johann Carol Schott, în absența președintelui Academiei, Leibniz, diplomă pe care scria Filozof între regi și rege între filozofi. Ales membru al Academiei din Berlin, Dimitrie Cantemir a scris la cererea acesteia, în anul 1716, Descriptio Moldaviei, descrierea Moldovei, lucrarea monografică, conținând interesante date geografice, este însoțită de prima hartă a Moldovei, știri despre structura politică a țării, despre portul și limba românilor.
Voltaire afirmă următoarele: socot că Demetrius Cantemir s-a făcut ecoul multor povești învechite, dar el nu a putut greși vorbind de monumente moderne pe care le-a văzut cu ochii și de academia în care a fost crescut. Dimitrie Cantemir este primul absolvent de la Sorbona cu numele pe frontispiciul universității. În diploma de membru se menționa că alesul, printr-o pildă precât de demnă de laudă, prea atât de rară, și-a închinat numele ilustru cercetărilor științifice. Dimitrie este unicul domn al Moldovei membru al Academiei din Berlin pentru vasta operă pe care a creat-o, prin ideile progresiste și prin spiritul său enciclopedic, este una dintre personalitățile remarcabile ale culturii europene. Cantemir este singurul român al cărui nume apare alături de cele ale lui Newton, Addison sau Leibniz în Templul Faimei din Biblioteca din Paris. Dimitrie Cantemir a fost primul academician român omagiat de UNESCO în 1973 și inclus alături de ceilalți savanți renumiți în rândul reprezentanților culturii universale. El a fost luat drept monadă, termen folosit de Leibniz, atunci când a fost propus pentru Academie. Trădarea valahilor, care au promis să-i sprijine pe ruși cu o armată de 20.000 de oșteni, dar nu au făcut-o, și trupele moldovene, slab echipate, seceta de la acea vreme, care a influențat aprovizionarea trupelor rusești, a dus la înfrângerea dureroasă a alianței ruso-moldovene. Cronicarul Ion Neculce arată că și rușii și moldovenii erau de toată oastea 50.000 și aveau 52 de puști. Ion Neculce socotea că Dimitrie Cantemir s-a înstrăinat de poartă în urma intrigilor lui Constantin Brâncoveanu, domnul Valahiei, și a consecințelor pe care el nu le-ar fi putut evita. A fost primul domnitor român care se înțelege cu rușii. Împreună cu fostul domnitor, cetățenie rusă au primit între 1.000 și 4.000 de moldoveni, circa 500 de familii de boieri. Dimitrie a primit titlul de principe, o pensiune substanțială și proprietăți vaste. Unii boieri au revenit în țară după exil, printre care se număra și Ion Neculce. Petru I intenționa să-l facă pe Dimitrie Cantemir primul președinte al Academiei de Științe din Rusia, însă acestora planul nu le-a fost dat să se îndeplinească. În 1721, Cantemir devine senator. A fost investit cu titlul de principe serenisim al Rusiei. Țarul Petru cel Mare nota în jurnalul său de campanie că Dimitrie Cantemir era un om foarte înțelept și capabil pentru sfaturi. În Rusia a locuit în mai multe orașe, Harkov, Moscova și Sankt Petersburg. Când a murit în seara aceleiași zile, la Dimitrovka, a sosit diploma împăratului Sfântului Imperiu Roman, care îl ridica pe Dimitrie și descendenții săi la rangul de prinț al Sfântului Imperiu Roman. Până la sfârșitul vieții, nu îi mai este permis să părăsească Imperiul. Doar familiei este permisă părăsirea la nevoie pentru scurt timp. Până în ultima clipă a vieții, fostul domnitor a sperat să se întoarcă în Moldova, el întreținând legături cu emigranții români, ori cu boierii moldoveni. Încearcă să-l convingă pe țar să înceapă un război nou cu Turcia, pentru Moldova și pentru țara românească, pentru că vedea în ruși scăparea poporului românesc. Dimitrie Cantemir a ajutat la studierea și elucidarea diverselor aspecte ale evoluției statului, dreptului și jurisprudenței pe teritoriul istoric al Moldovei. El a preluat și a continuat activitatea predecesorilor săi, Grigore Ureche, Eustratie Logofătul, Varlaam, Dosoftei, Miron Costin, Nicolae Costin, Nicolae Emilescu Spătaru și a altor cărturari de vază ai țării, Schmid, autorul prefaței. La ediția în limba germană a istoriei Imperiului Otoman, Hamburg 1745, scria că dragostea de adevăr respira din toate paginile lucrării lui Cantemir. Dimitrie Cantemir este autorul unei opere numită Vita Constantinii Cantemirii, prin 1716, unde, printre altele, încearcă să expliciteze uciderea de către tatăl său a marelui cronicar Miron Costin. Logica lui Cantemir stă la baza istoriei logicii românești. Carte de referință, descrierea Moldovei rămâne opera primului român tradus și citit în Europa. Critica de specialitate n-a ezitat să o caracterizeze ca fiind cea dintâi scriere științifică a unui român,
care continuă să-i farmice pe cititori prin frumusețea stilului și bogăția informației. În descrierea Moldovei ne vorbește despre vinul cel mai ales, cel de Cotnari, un târgușor din părțile Hârlăului. Dincolo de hotarele țării, nu este cunoscut, ne spune despre acest vin, fiindcă își pierde tăria când este dus într-un loc dintr-altul, în butoaie, pe apă sau pe pământ, fără osebite îngrijiri. În cronica sa, Dimitrie spune despre legenda lui Dragoș, voievod român din Maramureș, care dădu de un bou sălbatic, numit de moldoveni Zimbru, și care mai apoi a pus numele după cățelușa sa, râului Moldova. Despre începuturile Moldovei, care nu a avut mereu aceleași hotare, după starea de înălțare sau de cădere a țării, ne vorbește de asemenea. În plus, principele autor apără drepturile ereditare ale descendenților familiei Cantemir la tronul țării. Pentru el, românii erau adevărați romani, erau creștini, erau creatori de țară românească, pentru el provincia Dacia fiind prima țară românească care, după părerea lui, era formată din Țara Moldovei, Țara Românească și din Ardeal. Prima opera a lui Dimitrie Cantemir, intitulată Divanul sau Gâlceava Înțeleptului, cu lumea sau Județul Sufletului, cu trupul, a fost redactată în perioada decembrie 1697-1698 și a fost tipărită la Iași sub îngrijirea hatmanului Lupu Bogdan, precum și a lui Ieremia Cacavela, care a prefațat laudativ cartea fostului său elev, realizând, probabil tot el, versiunea greacă a cărții. Dimitrie Cantemir este unul dintre ultimii scriitori europeni care tratează o temă foarte răspândită a literaturii etice, medievale, aceea a disputei dintre suflet și trup. Divanul, scris în limbile română și greacă, din porunca lui Dimitrie Antioch Vodă Cantemir, este prima lucrare românească originală de teologie morală, prima lucrare filozofică românească, întâlnim disputele medievale despre timp, suflet, natură sau conștiință. Lucrarea care a adus faima universală este istoria Imperiului Otoman, al cărui manuscris original a fost descoperit în biblioteca din Harvard, în Cambridge. Ziua de 4 august 1693 este marcată în mod convențional drept ziua în care călugărul benedictin, Dom Pierre Perignon, ar fi inventat șampania, pronunțând celebrele cuvinte: veniți repede, fraților, beau stele. Se crede că șampania a fost băută pentru prima oară la noi în anul 1711, cu ocazia unei mese date în cinstea domnitorului Dimitrie Cantemir de către țarul Petru I, cu ocazia venirii acestuia în Moldova pentru războiul pierdut cu turcii, care a pus capăt scurtei domnii a principului român. Așa cum știm, pe când avea doar 15 ani, acesta a fost trimis ostatic la Țarigrad. În limba română veche, Constantinopolul era numit Țarigrad, adică cetatea împăratului sau a cezarului, cu referire la faptul că până în anul 1453, Constantinopolul a fost reședința Imperiului Roman de răsărit. Cantemir nu concepea ateismul, nu pricepea cum acolo, în Istanbul, în înalta poartă, putea să existe o grupare de filozofi atei și agnostici, adică musulmani care nu credeau în Dumnezeu. O față poate mai puțin cunoscută a domnului moldovean a fost cea de ctitor. În Moldova este cunoscută drept ctitorie a sa biserica mănăstirii din comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui, însă și în spațiul rus el a ctitorit câteva biserici în satele de pe moșiile sale. A scris primul roman alegoric autobiografic în literatura română, Istoria Ieroglifică. Când a fost uns la Biserica Patriarhiei din Istanbul, Constantinopol, domnitor, lui Dimitrie nu i s-a cerut nimic, nicio ceremonie, niciun dar, fără peșcheșuri, doar să cârmuiască țara cu pricepere și fidelitate de curtea otomană. Avea două misiuni importante: să-l prindă pe Bâncoveanu și să-l ducă la Istanbul, pentru că turcii aflaseră de relațiile sale cu Petru cel Mare, și cea de a doua era să afle ce se petrece în tabăra rusească prin oamenii săi de încredere. Cât a fost la Constantinopol, a prins domnia a 4 sultani: Soliman al II-lea, Ahmed al II-lea, Mustafa al II-lea și Ahmed al III-lea,
Toți erau mari iubitori de muzică și poezie, cu excepția lui Mustafa. După masa de prânz, obișnuia să citească până la orele 7 ale serii, după cum ne spun mărturiile rusești. Deci, probabil, același lucru și la Constantinopol. Palatul de piatra lui Dimitrie Cantemir s-a păstrat până în zilele noastre pe malul Nevei, o bijuterie arhitecturală. Copiii săi au ocupat diferite funcții în Rusia. Fiul său, Antioh Cantemir, a fost diplomat, ambasador al Rusiei la Londra în 1732 și la Paris 1738. După cum se cunoaște, printre ultimele dorințe ale prințului moldav, înscrise în testament, a fost și rugămintea ca trupul lui, cel păcătos, să fie dus la Moscova și îngropat la mănăstirea grecească, lângă prima soție. Iar la înmormântare să nu se facă niciun fel de cheltuiel pentru ceremonii, după cum e obiceiul acum, și să slujească doar un arhiereu, un preot și un diacon. La fel, după datina bisericească, să se slujească în celelalte zile din an și pe cât se poate să se împartă pomeni săracilor și celor din închisori. După aproape o lună și jumătate după stingerea din viața lui Dimitrie Cantemir, văduva și copiii, tocmai la 1 octombrie 1723, spre seară, fără multă lume, așa cum de altfel s-a cerut în testament, l-au înmormântat la Moscova, în Biserica Sfinții Constantin și Elena de la Mănăstirea Grecească Sfântul Nicolae, alături de prima sa soție Casandra și de fiica Smaragda. Peste două decenii, tot aici, și-a găsit ultimul loc de odihnă mezinul lor, Principele Antioh, care a decedat la Paris în martie 1744 și corpul neînsuflețit a fost adus în Rusia de către sora Maria. Dimitrie Cantemir, soția sa Casandra, fiicele lor, Smaragda și Maria, feciorii Constantin și Antioch, au fost înmormântați la Moscova, la Biserica Sfinții Constantin și Elena, în biserica construită de el după planurile sale, după cum am găsit scris, Cantemir este ctitorul unei mănăstiri grecești de la Moscova, ridicată după arhitectura din țara sa, ale cărei planuri se pare că le-a desenat personal undeva în jurul anului 1722. Actualmente, osemintele sale se odihnesc în Biserica Trei Ierarhi din Iași, repatriate grație lui Nicolae Iorga în 1935. Pe lespedea raclei sale este scris următorul text. Aici, întors din lunga și pregreaua pribegie, înfruntată pentru libertatea țării sale, odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei. Prin fiecare oraș pe unde a trecut cortegiul, s-au tras clopotele și a fost o adevărată sărbătoare. Osemintele se spune că au fost aduse fără cap. În raclă se aflau doar o parte din oseminte, îmbrăcate într-un veșmânt oriental, însă fără nicio bijuterie, iar craniul lipsea. Unii spun că ar fi fost mason și despre capul său că ar fi îngropat în Anglia, dar aceasta este o informație neacreditată, tot așa susținându-se că de-a lungul carierei ar fi fost ajutat de masoni. Eu personal nu am găsit informații. Câteva maxime de la Dimitrie Cantemir. Unii tac din înțelepciune, alții tac din prostie, oricum tăcerea lor vorbește. Precât este de folos la vremea de tribuință, cuvântul cuvios, prea atât este de neputincios cuvântul aceluia care, nefiind întrebat de nimeni, tuturor le dă sfat. Pierderea vremii bune este maica și sămânța vremii rele. Sufletele înțelepte se pleacă chiar și în fața dreptei socoteli a vrăjmașilor. Ce e viața noastră? Abur.